În ultimii ani, unghiile false au devenit un accesoriu foarte important și nelipsit de la orice doamnă sau domnișoară care dorește să aibă o imagine impecabilă. Majoritatea femeilor aleg așa zisele manicuri tehnice pentru că necesită mai puțină îngrijire și pentru că au în permanență un aspect plăcut. Deși timpul de aplicare depășește 2 ore, persoanele de specialitate spun că nu există zi de lucru fără să nu aibă cel puțin 5 astfel de cereri. Unghiile false în ultimul timp e o boom așa, pentru că sunt foarte frumoase. În afară faptului că sunt foarte frumoase, foarte multe tinere recurg la ideea aceasta pentru că au probleme cu unghiile, au unghiile subțiri. Nu au reușit niciodată să-și lase unghiile mari sau tot timpul arată impecabil. Când îți faci o manicură cu gel, ai pentru o perioadă mai lungă de timp, ai unghiile impecabile. Arată foarte frumos, nu necesită o îngrijire așa mințioasă cum ai manicurata zi de zi și trebuie să vezi să fie curată, să fie impecabilă și rezistă mult mai mult timp. Medicii de specialitate spun că manicura cu gel poate avea efecte negative pe termen lung, însă doamnele nu par îngrijorate de acest lucru. Deși numărul femeilor care aleg să-și pună unghii false este în creștere, până în acest moment în orașul nostru, la cabinetele de dermatologie, nu s-au prezentat persoane care să semnaleze probleme medicale din această cauză.